Salutare tuturor, astăzi fac un videoclip. Zic eu că muncit, am editat vreo 8 ore la el și sper să vă placă. Ce faci, frate? Uite, făceam un video special, am muncit foarte, foarte mult la el și sper. Bă, stai, scuze că te întrerup, dar nu știu cum să zic așa pe înțelesul tău, cum să zic. Bă, ești un mare prost. Mi-am dat interesul și am muncit o grămadă pentru a face un lucru bun, deoarece calitatea trebuie. Bă, stai-mă un pic, oprește-te o secundă. Simt și mie așa, vrei tu să faci 100.000 de abonați? Păi da, pentru că aș vrea ca lumea să aprecieze munca din spatele videoclipurilor. Bă, stai, mă! Te mai întreb o dată, așa vrei să faci tu 100.000 de abonați? Deoarece calitate... Nu, că nu se poate, mă, de... Mă, blegomane, mă, hai mă să te învăț eu cum se face, mă! În primul rând, ai n-ai nevoie de următoarele lucruri. Creativitate, istețime, bun simț, calitate, un limbaj coerent bogat în neologisme cât de cât, thumbnail-uri complicate și mai ales n-ai nevoie de bani. Cum adică fără bani? Cum, de ce mă, banii cer din donații și din aduri pe Facebook? Bun, deci ai o prietenă? A, o prietenă, da, nu, n-am o prietenă. Da, greșeala mea, nu știu de ce te-am întrebat, dar mă rog. În fine, o verișoară ai? Da, am. A, e bine, oricum n-ai nevoie de ea, dar... Bă, deci tot ce ai nevoie tu e o fată sau, mă rog, un bărbat cu voce de fată de care se desparți așa de vreo 8 ori, știi, ca să ai videoclipuri. Eu nu am așa ceva și nu pot face asta. Din punctul meu de vedere, fetele trebuie respectate. Nu pot să jignesc o fată, nu pot să o înjuri, trebuie doar să o respecti. Da, bine, gata, taci. Fii atent, notează acolo numărul bine, meu. Bine, tot nu știu ce vrei să faci, dar bine, 07... N-am cartelă. Da, dar nu, eu chiar n-am cartelă, deci o să-i împrumut telefonul lui maică-ta. A, ok. Bine, frate, vreau să-mi răschești un moldovean adevărat, un țăran obosit, un neandertal, un cretin, un scurs dura societate. Bine, am înțeles, spune o dată. Doar imaginează-ți că ai o prietenă și că vrei să te desparți de ea. Ah, bine. Iar eu o să fiu prietena ta, ai înțeles? Bine. Dă-i drum o dată. Alo, Andrei, Marie, Fanina. Fanina, vreau să mă despart de tine pentru că ești o proastă și pentru că puți de la atâta muncă, proastă. Dar iubi, te iubesc. Taci, fă, neandertalo. Nu m-a luat pe mine cu neandertalo. Da, gata, țărancu, că ne despărțim aici. Stai liniștită, ești proastă. Vezi că ne împărcăm pe la 5, că trebuie să plec undeva și n-apuc să... Dar mă rog, vorbim mai încolo, bă. Deci, mă, cum a fost? Bă, prost ești, bă, vorbesc foarte serios. Ești cretin rău, de tot, n-am nicio... Da, deci cam asta trebuie să faci ca să ajungi la 100K. E simplu, nu? Da! Las o întrebare pentru Q&A, că vreau să fac o întrebare, da, jos. Una. Nu știu dacă ați înțeles exact mesajul acestui videoclip, dar e bine, nu trebuie neapărat să știi despre ce e vorba dacă râde. Da, bă, iar o trecut o săptămână de când n-am mai postat, știți voi școala, teze, de alea, dar... Bă, că tot acum fac videoclip, hai să zic și eu ceva, mă. Bun, de. Rog, copii, slash oamenii, slash adolescenții, slash persoanele, mă rog, ce sunteți voi? Mă rog, pentru ăștia de semn același oraș, te-ai prins. Dacă e să ne întâlnim, sau să mă vedeți sau ceva, nu trebuie să țipați, nu trebuie să urlați, nu trebuie să vă comportați ca niște maimuțe de astea nebuni. Ciudat și nu știu, e un sentiment așa de jet. Ar fi mult mai tare dacă zice pur și simplu un bună sau un salut. Uite, aș saluta înapoi, mai degrabă aș vorbi așa cu tine decât dacă aș vedea că țip ca un nebun. Sau că mă urmă, sau că-mi faci pot. Suntem oameni, bă, sunt și eu om, dacă-ți vine să crezi. Da, am încheiat și subiectul ăsta. Săptămâna asta sper să mă țin de treabă, deși am o săptămână mai plină, e ok. Ne revedem. Follow pe Instagram, o treabă acolo și ne revedem, bă, 44.000 de șacali. E mult, sunt mulți, e mult. Babă, weekend, ia fi atent, eu plec cu vagabunzii să petrec într-un cantonament. Nu, nu, vedem drumul, fumul ne bagă în ceață. Destinația e clară, mergem drept în față. Cu vagabunzii rulez, trag un fum și apoi pasez. Hey, ho, să-mi wet my phone, trece repede.